Dragi noștri, este o bucurie în ziua aceasta de 19 mai 2024 să fim la casa de rugăciunea lui Dumnezeu și pe lângă bucuria care o avem este și un privilegiu și o cinste care ne-a făcut-o Domnul să fim astăzi aici. Vreau să vă întreb, recunoașteți că Dumnezeu ne-a cinstit cu această zi? Recunoașteți că este o onoare pentru noi să ne aflăm în casa de rugăciunea lui Dumnezeu și ar trebui să ne fie sufletul și viața pline de bucurie. Doamne, ajută, Doamne, lucrează să fim plini de prezența ta și de bucuria sfântă care vine din tine. Una din întrebările care au frământat generații la rând. Este întrebarea următoare. Cât de departe poate să meargă un creștin în participarea lui la activitățile lumii? Mai ales la întrunirile sociale. Mai repet odată. Cât de departe poate să meargă un creștin în participarea sa la activitățile lumii? mai ales la întrunirile sociale. Această întrebare, dați-mi voi să vă spun, îi preocupă atât pe cei credincioși, dar și pe cei necredincioși, și anume, libertatea creștină versus păcat. Adică, în ce măsură un credincios este liber să participe la anumite activități sau nu este liber să facă anumite lucruri sau să participe la anumite lucruri? Tema predicii din această dimineață este următoarea. Limitele libertății creștine. Limitele libertății creștine. În contextul acestei teme, Pavel începe mesajul textului de astăzi cu o concluzie și începe el spunând de aceea. Ca o concluzie la cele relatate mai sus de el și ca o continuare a pasajului nostru, Pavel începe prin cuvintele acestea, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de ce anume de închinarea la idoli. Am stat și m-am întrebat de ce un asemenea mesaj pentru frații noștri din Corin de altă dată și de ce un asemenea mesaj pentru noi astăzi? Știți de ce? Fiindcă majoritatea oamenilor se închinau altor Dumnezei, unor Dumnezei diferiți, unor Dumnezei fași și nu Dumnezeului adevărat care a creat cerurile și pământul. Apropo, cuvântul idolatrie înseamnă și vreau să lămuresc aspectul acesta: atât închinarea la Dumnezei faș, dar cuvântul idolatrie mai înseamnă ceva și studiind pasajul acesta zilele uh, anterioare, mi-am dat seama că noi adesea am evitat să explicăm partea aceasta a cuvântului idolatrie. Așadar, idolatrie nu înseamnă doar să te închin la Dumnezei Faș. Știi ce mai înseamnă idolatrie în înțelesul cuvântului și eșecul omului de a avea o relație corectă cu Dumnezeu. Adică orice pământean care eșuează să aibă o relație corectă cu Dumnezeu cerului și al pământului, acel cineva, indiferent de vârstă, indiferent de etnie, trăiește în idolatrie. Știți că orice om care nu se închină Dumnezeului adevărat, se închină unuia sau mai multor idoli, și aproape orice lucru de pe planeta anumită Pământ poate la un moment dat să devină un idol pentru cineva. În termen mai concret, ca să fiu mai explicit, un idol este orice lucru care preocupă cu precădere mintea, inima, sufletul și trupul omului. Un idol este acel lucru căruia omul îi se dăruiește pe sine. Căruia omul îi acordă prioritate. Și știți că biserica din Corint, despre care noi vorbim de câteva luni de zile, se confrunta cu problema idolatriei. Vă aduc aminte, unii din membrii bisericii din Corint participau la întruniri sociale organizate în sălile de petrecere ale templelor idolatre, dar se întâmpla să participe și în anumite case unde erau așezate imagini ale idolilor, considerate de cei din Corint că imaginile acelea protejează și vechează asupra familiei respective. Și s-a întâmplat dintre credincioșii din Corint să fie unii care să participe la astfel de întruniri. Fie în templele idolești, fie în casele unor oameni în diferite ocazii. Astfel de întruniri includeau căsătorii, includeau întâlniri de afaceri sau erau invitații pur și simplu la masă în casele vecinilor. Întrebarea e, aveau membrii bisericii din Corint dreptul de a participa la astfel de întruniri? Sau pur și simplu ei abuzau de libertatea creștină Oare care trebuia să fie poziția bisericii din Corint la ora respectivă și care trebuia să fie atitudinea credincioșilor din acele vremuri? Mesajul lui Pavel este simplu. Este concret, dar este și direct. Fugiți de idolatrie. Întrebarea este pentru noi astăzi. Dacă trebuie să fugim de idoli, și de idolatrie. Încotro să o apucăm. La cine anume să fugim? Bine, bine, am spune lui Pavel astăzi. Frate Pavele, ne transmis mesajul acesta că trebuie să fugim de idolatrie. Bun, alegem să fugim, dar încotro apucăm. Sau la cine anume fugim? Răspunsul este unul cât se poate de banal. La Dumnezeu, bineînțeles. La Dumnezeu trebuie să fugim. Ideea e următoarea. Singurul mod de a scăpa un om de idolatrie e să stea cât mai aproape de Dumnezeu. Într-o relație cât mai sinceră și cât mai corectă cu Dumnezeu. Ăsta e singurul mod ca un om să scape de idoli. Dragul meu, vreau să te întreb în această zi. Stai tu aproape de Dumnezeu cerului și al pământului? Stau eu aproape de El în deplină sinceritate? Îl iubesc pe Dumnezeu cerului și al pământului cu toată inima? Cu tot ce sunt, cu tot ceea ce mi aparține. Nu uitați, vorbim astăzi despre limitele libertății creștine. Și în această zi, cu voia lui Dumnezeu, vom răspunde la trei întrebări importante. Mai întâi le voi enumera, și apoi cu voia lui Dumnezeu ne vom apropia de fiecare întrebare la rândul ei. Prima întrebare. În ce măsură participarea la întrunirile sociale influențează închinarea creștină? A doua întrebare. Toate lucrurile permise de lege sunt și îngăduite creștinilor. Iar a treia întrebare, purtarea și libertatea noastră ar trebui să depindă de cugetul, adică de conștiința altora. Iată trei întrebări importante la care vrem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să răspundem din textul de astăzi, vis-a-vis -vis de tema noastră intitulată Limitele. Libertății creștine. Luăm prima întrebare. În ce măsură participarea la întrunirile sociale influențează închinarea creștină? Știți că la întrebarea aceasta Sfântul Pavel ne dă șase răspunsuri. Și le luăm pe rând. Primul. Pavel zice așa, în primul rând, prin participarea la cina Domnului. Ne identificăm ca închinători ai Domnului. Conform versetului 16, în momentul în care noi ne împărtășim din paharul Domnului și din pâine, noi declarăm următoarele: că noi suntem închinători al lui Dumnezeu. Că noi suntem în comuniune și împărtășie, în, în primul rând cu Domnul Dumnezeu și apoi unii cu ceilalți uniți cu Hristos prin sângele și trupul lui, cu Hristos căruia i-am dăruit ce anume, i-am dăruit viețile. Ăsta e lucru de la care începe Apostolul Pavel, explicația lui vis-a-vis -vis de această întrebare. Zice, credincioși din Corin, voi trebuie să conștientizați în primul rând că prin participarea voastră la cina Domnului, voi vă identificați ca închinători a lui Dumnezeu. Al doilea răspuns al lui Pavel. Pavel zice așa, prin participarea alături de alți oameni la o întrunire, ne identificăm cu activitatea lor. Prin participare alături de alți oameni la o întrunire, noi ne identificăm cu activitatea lor. Ideea e următoarea. Credincioșii care se adună la un moment dat, la o întrunire cu cei necredincioși, sunt identificați cu practicile celor necredincioși. Deși Pavel zice, cei credincioși ar trebui să fie identificați ca și închinători ai Domnului ca și oameni care aduc închinare lui Dumnezeu și nu altfel. Dar zice Pavel, în momentul în care particip la o întrunire alături de cei necredincioși, te identifici. Nu doar cu oamenii de acolo. Și cu tot ce se petrece. Într-un asemenea loc. 3. Răspunsul numărul 3. Participarea lui Israel i-a identificat ca închinatori ai Domnului. Ia, zice ce zice Pavel în versetul 18. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jerfele, nu sunt ei în. Credeți că întâmplător Sfântul Pavel ne dă această ilustrație? Pune această imagine cu Israelul înaintea noastră? Pavel zice așa, faptul că închinătorul iudeu mânca din aceeași carne care era oferită ca jerfă, el, închinătorul iudeu, era identificat ca închinător al lui Dumnezeu. Dumnezeu, căruia i-a aducea jerfa, îl considera pe acele vreu. închinător al lui. Și Pavel merge mai departe și ne dă al patrulea răspuns. Acum se apropie Pavel de ceea ce ne interesează pe noi. Zice Pavel așa, participarea la idolatrie este o activitate lipsită de sens. Participarea la idolatrie este o activitate lipsită de sens. Iată întrebarea lui Pavel din versetul 19. De ce vă zic eu? De fapt sunt trei întrebări aici. Că un lucru jerfit idolilor este ceva? Sau un idol este ceva? Știți ce zice Pavel? Idolul, oricare ar fi el, nu este nimic. Nu există, nu are suflet, idolul nu are du, idolul nu are putere, idolul nu are viață în el însuși, un idol este o închipuire sau o idee din mintea omului, nimic mai mult, dacă vreți, un produs al imaginației omului. Și adevărat, oamenii imaginându-și multe în cursul istoriei, au făcut o felul de idol. Idol ciopliți, din piatră. Și ce Pavel, mă, oameni buni, dacă idolul nu este nimic, ce, un idol este ceva? Nu, Păi nu vă dați seama că participarea la idolatrie este o activitate lipsită de sens. Nu are nicio, niciun sens. Apoi, răspunsul numărul 6, zice pavel așa. Participarea la idolatrie. Nu doar că este o activitate lipsită de sens. Înseamnă să fii împărtășie cu dracii. Sau cu alte cuvinte, omul care participă la idolatrie e împărtășit cu demonii. Știți că în spatele idolatriei stă diavolul, stau îngerii lui și stau demonii. Iar diavolul, auziți, face tot ce ține de el pentru a distruge scopul lui Dumnezeu de a mântui omul. Întotdeauna a făcut asta diavolul. Întotdeauna va face asta. Să distrugă, dacă se poate, scopul lui Dumnezeu de a mântui omul. Face lucrul acesta ispitindu-i pe oameni în tot felul, să-și trăiască oamenii viața călăuziți de Dumnezeu acestei lumi, ajungând oamenii, mulți dintre ei, să prefere altceva și să nu-l prefere pe Dumnezeul adevărat și să nu-i aducă închinare Dumnezeului adevărat. Observați ce spune versetul 20. Ce jerfez neamurile? Cui jerfez? Jerfez dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi, spunea Sfântul Pavel, să fiți în împărtășire cu... Adică cine participă la idolatrie e împărtășire cu cine? cu Dumnezeu? Nu ne prea place cum sună aici textul Bibliei. Dar Pavel spune foarte categoric. Cine participă la idolatrie e împărtășie cu dracii, cu demonii. Atunci când oamenii jerfesc, fie animale, fie se jerfesc pe ei înșiși, al cuiva și nu lui Dumnezeu, ei ne spune Biblia că ceea ce jerfesc Gerfez, dracilor, și nu lui Dumnezeu. Ce cuvânt dur, ce mesaj direct din partea Apostolului. Un lucru este cert, loialitatea și angajamentul acestor oameni nu sunt oferite lui Dumnezeu. De aceea, Pavel spunea credincioșilor din Corin, oameni buni, eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu. Păi cum să faci parte din Biserica lui Hristos, să vii la întâlnirile bisericii și auzi să fie posibil lucrul acesta, tu să trăiești în împărtășire cu dracii, cu demonii. Apoi, este a șaselea răspuns al lui Pavel la întrebarea în ce măsură participarea la întrunirile sociale influențează închinarea creștină. Și Pavel zice așa, vreau să știți că participarea la idolatrie îl osândește pe cel credincios. Iată ce spune el în versetele 21 și 22. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul? Dracilor! Sau, zice el mai jos, vrem să întârâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Cu alte cuvinte, zice Sfântul Pavel, e absolut imposibil ca cineva să participe la adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu și în același timp persoana respectivă să participe și la închinarea dracilor și la părtășia cu demonii. Un om nu poate fi oaspete atât la masa Domnului cât și la masa dracilor. Un om nu poate să se închine și lui Dumnezeu și lui Satana. O asemenea ipocrizie, știți ce zice Pavel? De ce credeți că le-a spus celor din Corint, mă, oameni buni, voi vreți să întârâtați pe Dumnezeu la, la gelozie? Voi credeți că sunteți mai tari ca Dumnezeu? Adică nu cumva să faceți asta, să-L supărați, să-L mâneați pe Dumnezeu, că Dumnezeu va lua atitudine. Și când Dumnezeu va interveni și își va pronunța judecata sa, nu vreau să vă spun, zice Pavel, cum va fi. Știți de ce procedează Dumnezeu în modul acesta? Pentru că niciodată Dumnezeu nu și-a împărțit locul și nici slava cu absolut nimeni dintre oameni și cu niciun fel de alt Dumnezeu. Dumnezeu merită locul de cinste. Dumnezeu merită închinarea adevărată. Dumnezeu merită să-i fim fideli. Doamne, ajută-ne. Așadar, care este prima lecție de viață din textul biblic de astăzi? Lecția este următoarea. Credinciosul trebuie să se ferească de idolatrie pentru a se putea închina autentic Lui Dumnezeu. Sau altfel spus, idolatria împiedică părtășia și închinarea autentică înaintea Lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să cercetăm uh, și să analizăm atunci când suntem invitați la o numită întrunire. Face lucrul acela pentru noi o piedică? ca să ne mai închinăm autentic lui Dumnezeu? Este lucrul acela un obstacol pentru noi, pentru a-i mai aduce închinarea adevărată lui Dumnezeu? Sau nu este o piedică, nu este un obstacol și nu ajungi să trăiești în idolatrie, ci poți să continui să-i fii credincios lui Dumnezeu? Mergem acum un pas mai departe la întrebarea a doua. Toate lucrurile permise de lege sunt și îngăduite creștinului. Nu uitați care este tema predicii de astăzi. Este subiectul pasajului nostru, limitele libertății creștine. Problema bisericii din Corint era una legată exact de întrunirile acestea sociale și de asemenea de părtășia credincioșilor cu colegilor și cu vecinilor. Ideea e următoarea, persoana care participă la o întrunire, se identifică și aparte cu tot ceea ce se petrece în locul respectiv. Întrebarea e, în situația aceasta, un credincios poate participa la un eveniment social organizat de un necredincios? De pildă, să vă dau niște exemple. Poate un credincios să participe la o zi de naștere sau la o zi onomastică organizată de un necredincios? Poate un credincios să participe la botezul unui copil mic, organizat într-o familie de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu? Sau poate un credincios să participe la o nuntă unde se căsătoresc doi tineri necredincioși? Ce răspuns avem noi la întrebările acestea? Și aș putea continua lista cu exemple. Scriptura, prin textul nostru de astăzi, ne pune înainte cinci teste. Și vreau să le luăm pe rând. Testul numărul unu. Pavel zice așa, este lucrul acela întâi de toate benefic? Ești invitat la o întrunire socială, indiferent cum se denumește ea. Pavel zice primul test care să-ți-l faci acesta. Întreabă-te, este lucrul acela benefic? Ascultați ce spune el în versetul 23 partea A. Toate lucrurile sunt cum? Dar nu toate sunt ce înseamnă nu sunt de folos? Adică nu toate sunt benefice. Un lucru, zice Pavel, vreau să fiți atenți, zice Pavel, un lucru poate să fie legal, poate să fie legitim, poate să fie acceptabil, dar el, zice Pavel, este și benefic pentru cel credincios. Adică nu mă culpe pe o raiche, domnule, e legal lucrul ăsta, da, e legitim, da, e acceptabil pentru mine, da. Păi și atunci îi dau curs. Pavel zice, nu te grăbi. Fă o analiză și întreabă-te, îți va fi de folos lucru respectiv? Adică benefic vieții de credință? Urmează testul numărul 2. Pavel zice așa, Caută lucrul acela sau activitatea respectivă binele altora? Adică, în primul rând, îți faci o analiză personală și zici, mă, vreau să particip la întrunirea asta. E benefică pentru Sufletul meu. Da, poate fi legală, legitimă, dar e benefică pentru sufletul meu. După ce am răspuns la întrebarea asta, zice Pavel, un astfel de lucru sau o astfel de activitate este spre binele altora. Ascultați ce spune el în versetul 24. Nimeni să nu-și caute folosul cui? Folosul lui, ci fiecare să caute folosul, folosul altuia. Adică o astfel de activitate, la care mă angajez să particip, este spre folosul celorlalți? Urmează testul numărul 3. Lucrul acela, zice Pavel, sau activitatea respectivă, îmi tulbură cugetul. Ajunge activitatea respectivă, lucrarea respectivă, lucrul respectiv să îmi neliniștească conștiința. Pavel zice așa, versetele 25 și 26, să nu mâncați, adică nu, să mâncați, mă scuzați, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Vă aduc aminte că era o practică obișnuită în Corint, ca preoții din templu să ia carnea jărfită animalelor și să o vândă în piață la un preț redus, la un preț mult mai mic. Iar unii din credincioși din Corint erau deranjați de ideea aceasta că unii treceau prin piață dintre credincioși și cumpărau carne de acolo. Și ei ziceau, mă, carnea asta a fost jertfită idolilor mai întâi. Am, cum credincioșii noștri o cumpără și o consumă? Iar Pavel le explică că ei poate să cumpere carnea respectivă fără să pună întrebări legate de proveniența acesteia. Pentru că zice Pavel, pământul cu tot ce este pe el și alimentele și făpturile sunt ale cui? Sunt ale Domnului. Și Pavel zice, animalul respectiv, căruia îi aparține carnea respectivă, care chiar dacă a fost jertfită idolilor, animalul respectiv a fost creat de Dumnezeu cu ce scop? Cu ce scop? Să fie consumat. Prin urmare, zice Pavel, dacă s-a comis un lucru rău, acesta a fost comis de închinătorii la idoli, care au žerfit carnea aceea în templele idolești, nu de credinciosul care folosește carnea animalului respectiv în scopul în care ea a fost creată de Dumnezeu. Ideea e următoarea și vreau să concluzionez. Credinciosul, zice Pavel, n-ar trebui să facă nimic din ce i-ar tulbura conștiința. Totodată n-ar trebui să pună întrebări și să se potignească în cele mai mărunte lucruri. Adică Pavel zice așa, măi credincios din Corint, voi ar trebui să fiți oameni maturi, să creșteți în credință. Să vă maturizați. Carnea aceea în sine nu este o problemă. Dumnezeu a creat-o pentru un anumit scop. Dar, dacă conștiința voastră este tulburată de lucrul acesta, nici pe departe să-l faceți. Un credincios, mai repet odată, n-ar trebui să facă nimic din ceea ce ar tulbura conștiința. În același timp, n-ar trebui să se potignească în tot felul de mărunțișuri, de lucruri mărunte. Și extrem de mici. Precum cel menționat anterior. Urmează testul numărul 4. Zice Pavel, așa. Este lucrul acela ceva bun? Activitatea la care vrei să participi este o activitate bună? Întâlnirea la care vrei să iei parte este o întâlnire bună, sănătoasă? Zice versetul 27, așa. Dacă vă poftești un necredincios la o masă, și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Adică, zice Pavel, dacă un necredincios ne invită la o întrunire socială, că ăsta e sensul din textul original, se referă la întrunirile sociale, textul nostru. Și zice, dai curs ca și creștin la acea invitație. Odată ajuns acolo, zice Pavel, nu trebuie să spui tot felul de întrebări care ți-ar tulbura conștiința. Legat de ceea ce ți se pune înainte Fiindcă zice Pavel O conștiință curată înaintea lui Dumnezeu Este mai de decât o mâncare Care se pune într-o farfurie Dar ca și concluzie zice Pavel Un credincios N-ar trebui să participe la o activitate Care îi tulbură conștiința Dacă știi că îți tulbură conștiința Mai bine nu participi Conform versetelor 25, 27 și 28, sau la o întrunire la care să fie considerat om lumesc, conform versetelor 16 la 18. Și urmează testul numărul 5. Zice, Pavel, lucrul respectiv sau activitatea respectivă. Lucrurile acestea rănesc conștiința altora. Că Pavel zice în versetele 28 și 29 așa, dar dacă vă spune cineva lucrul acela a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce va înștiința și din pricina cugetului. Vorbesc aici, zicea Pavel mai jos, nu de cugetul vostru. Că s-ar putea să nu pui întrebări și să nu fi tulburat în propria conștiință, ci vorbesc, zice Pavel, de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia, cu alte cuvinte, libertatea mea de cugetul altuia? Ideea este următoarea, dacă o anumită carne sau băutură sau participarea la un anumit eveniment sau la o anumită activitate îl tulbură pe un frate sau pe o soră de credință, atunci nu trebuie să luăm parte la lucrarea sau la activitatea respectivă, zice Sfântul Pavel conștiința aproape lui. Auziți, este mult mai importantă decât orice mâncare și orice fel de băutură sau decât orice fel de eveniment social. Chiar dacă propria conștiință nu ne deranjează, chiar dacă n-am fi tulburați în cugetul nostru de ceea ce se petrece acolo, totuși, zice Pavel, având în vedere cugetul celorlalți, care e mai sensibil, e mai slab, noi trebuie să urmărim binele fraților noștri. Concluzia e următoarea. Nu trebuie să facem lucruri care tulbură pe alții, oricât ar fi ele de legale, oricât ar fi ele de legitime, oricât ar fi ele de acceptabile. Acesta este testul care le controlează pe toate celelalte. Amintite anterior. Așadar, care este lecția de viață numărul 2 din predica de astăzi? Lecția este aceasta: întotdeauna, în tot ceea ce facem, binele aproape lui trebuie să primeze dorințelor proprii. Întotdeauna, în tot ceea ce facem, binele aproape lui trebuie să primeze dorințelor proprii. Și acum mergem la întrebarea numărul 3. Nu știu ce cu urechile mele, ori mai mici, ori microfonul e... Da, ne descurcăm cumva până la finalul predicii. M-a făcut cu mama cu urechi mai mici. Da, aud bine, slăvi să fie Domnul. Mergem la întrebarea numărul 3. Purtarea și libertatea noastră ar trebui să depindă de cugetul altora? Mai repet o Purtarea și libertatea noastră ar trebui să depindă de cugetul altuia, adică modul în care eu mă comport în viața de zi cu zi, ar trebui să depindă de conștiința altor oameni. Pavel aici pune două întrebări foarte directe. Prima întrebare a lui Pavel este următoarea: De ce să fie libertatea mea judecată de conștiința altora? Iar a doua întrebare a lui Pavel este: Dacă eu fac un lucru și în urma acelui lucru aduc mulțumiri lui Dumnezeu. De ce să fiu eu criticat de alții, zice Pavel? Sau de ce să fiu vorbit de rău pentru aceasta? Există trei motive, zice Sfântul Pavel, pentru care credinciosul ar trebui să-și controleze purtarea și să aibă grijă cum se comportă în funcție de conștiința celorlalți. Și mai întâi zice Pavel așa, Credinciosul trebuie să facă totul pentru slava lui Dumnezeu. Orice activitate întrebuințată de cel credincios trebuie să fie întotdeauna, zice Pavel, pentru slava lui Dumnezeu. Și vă citesc versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, adică le vorbește Pavel în contextul lor de atunci, dacă participați la o întrunire socială, zice Pavel, totul trebuie să faceți spre slava cui? spre slava lui Dumnezeu. Uh, și Pavel continuă, zice, fie că faceți altceva, totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Adică, zice Pavel, grija principală și prioritară a credinciosului nu trebuie să fie propriile drepturi. Nu trebuie să fie propriile dorință, grija primordială a credinciosului în tot ceea ce face, trebuie să fie gloria lui, lui Dumnezeu. Adică când îmi permit un anumit lucru, ies lăvi Dumnezeu prin El. Al doilea motiv, Pavel zice așa. Credinciosul nu trebuie niciodată să fie o pricină de păcătuire pentru alți. Și zice Pavel în versetul 32 așa. Să nu fiți o pricină de păcătuire. Și face o enumerare Pavel aici nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru... Adică dacă am traduce pentru noi astăzi, mă, fraților din Biserica Betania, din Jebel, să nu fim o pricină de păcătuire nici pentru cei care vin la întâlnirile bisericii, dar nici pentru cei care sunt în afară. Și merge Pavel la motivul numărul 3 și zice el așa, ca o concluzie la toate acestea, zice Pavel, credinciosul trebuie să fie plăcut înaintea oamenilor în toate lucrurile. Și ascultați ce zice el în versetul 33. Mă silesc ca în toate lucrurile, zice Pavel, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. În concluzie, zice Pavel. Credinciosul autentic, cel adevărat, în primul rând nu va căuta voia sa, avantajul său, folosul său, drepturile sale, dorințele proprii, ci mai întâi de toate va căuta binele și avantajele celorlalți. De ce va face asta? Motivul este unul plin de putere! Ascultați de ce? Este același motiv pentru care Domnul Isus Hristos a acționat pentru binele nostru, prin urmare și noi trebuie să acționăm la fel pentru binele oamenilor. Știți care e motivul? Mântuirea lor. Să ajungă oamenii să-și mântuiască propriul suflet. Care este lecția de viață pentru noi, cea de-a treia? de dragul aproapelui, dacă este cazul, trebuie să-mi limitez libertatea. De ce? Pentru că așa Dumnezeu va putea lucra la sufletul lui și îl va putea convinge și într-o bună zi aproapele meu să fie mântuit. În concluzie, care sunt cele trei adevăruri Asta e concluzia concluziilor. Cele trei adevăruri din predica de astăzi. Primul, doar aproape de Dumnezeu mă pot ține departe de idolatrie. Doi, binele aproape lui primează dorințelor proprie. Și trei, cugetul aproape lui e mai important decât libertatea mea. Acestea sunt ideile predicii de astăzi. Din predica intitulată Limitele Libertății Creștine. Și vreau acum să ne rugăm lui Dumnezeu și vă invit să vă ridicați. În primul rând așa să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta de la final puterea de a sta aproape de El roagă-te Domnului în dimineața aceasta și spune Doamne, vreau să mă ajut numai decât să pot să mă țin aproape de Tine, într-o relație corectă cu Tine, într-o relație bună cu Tine. Apoi cere -i Domnului puterea de a pune binele aproape Lui înaintea torinților proprii și în cele din urmă cere -i Domnului puterea de a ține cont în activitățile vieții acesteia de cugetul sau dacă vreți de conștiința aproape Lui. Să nu facem nimic care ar putea să-l tulbure pe aproapele nostru, în așa fel încât să trăiască departe de Dumnezeu și să ajungă să ne judece, să ne critique și să zică și nu mai zic ce și cum. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, să putem înțelege tema de astăzi și să putem să o punem în aplicare. Știu că este o temă sensibilă. Știu că subiectul acesta a fost unul special. Știu că am avut multe întrebări legate de subiectul acesta. Dar, fraților, dați-mi voie să vă spun ceva. Personal nu sunt de vină. Nici cartea aceasta lui Dumnezeu nu este de vină. Este adevărul pur a Sfintelor Scripturi și trebuie să ne ținem de el. Doamne, învață-ne ce trebuie să facem și ajută-ne să avem o minte luminată și să fim călăuziți de Duhul Tău și de al Tău cuvânt în toate lucrurile. Iar în partea de final să mulțumim Lui Dumnezeu pentru întâlnirea de astăzi. Ne rugăm!